Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube Bobby GVK. Numele meu este Bobby și astăzi continuăm cariera cu Rayo Vallecano. Avem un match în față împotriva celor de la Benevento și sunt foarte, foarte curios să vedem ce o să facem aici. Dacă o să trebuiască să mai odihnim niște jucători, o să îi odihnim, dacă nu îi dăm drumul în formație completă. Și o să câștigăm 100%, dar haideți mai întâi să vedem dacă avem nevoie de ceva schimbări și să dăm drumul la treabă, prieteni. Avem aici pe Hernani, care este obosit, după cum se pare. O să-l băgăm pe Jones în locul lui și cred eu că am să-l scot pe Karamoh și am să-l bag pe Mihailă și o să-l bag și pe Hăruț în locul lui Danso și în locul lui Nedelceanu pe Osorio, cred. Unde ești, Osorio? Da, Osorio este cam obosit, așa că nu o să fac această schimbare. Sau să o fac, nici nu știu. Cred că nu, am să-l las pe Nedelceanu acolo, pur și simplu. Și o să dau drumul la treabă exact în formația asta. Deci hai să dăm drumul la treabă. Bun, prieten, și începe nebunia. Începe nebunia aici cu Valentin Mihailă în prim plan, ca niciodată. Valentin Mihail a avut niște meciuri senzaționale și din cauza asta l-am avut pe el în prim plan. Da, și avem aici prezentarea Benevento versus Parma. Bun, prieten, și începe aici meciul dintre Benevento și Parma. Practic ar trebui să... Teoretic, de fapt, ar trebui să avem un meci ușor. Practic nu se știe. Eu sper să fie așa și să avem un meci simplu până la urmă, în care jucătorii noștri or să arate adevărata lor față. L-avem aici pe Jones. Pe Jones nu prea l-am jucat, sincer să fiu. Se vede asta după stilul lui de joc. Aici cred că o să-mi ia mingea, da? Și se pare că mi-a luat-o, din păcate. Ei, doamne, doamne, poso acolo. Dacă rămânea mingea la poso, cu siguranță era gol. Sună, știu că sună ciudat, ghetele de fotbal, dar asta e adevărul, așa se spune, de fapt, ghete de fotbal. Și aici Denis Man, doamne, ce am prelungit-o pe aia. Ce am prelungit-o, doamne, doamne. Da, l-avem aici pe Hăruț, o pasă lui Hăruț la Mihailă. Mihailă, da, deși lui Mihailă i-am schimbat ghetele. Să vedem dacă reușește pasa Mihailă, a reușit pasa la Yanis. Yanis cu golul. Incredibil, Yanis Hagi. După cum știți, Yanis Hagi avea ghetele albastre, acum le are albe. Deci nu uitați, dacă vă interesează cum se face chestia asta, cum se schimbă ghetele, lăsați un comentariu și o să vă arăt într-un episod. E foarte, foarte simplu. Decizia de gol, incredibil. Da, aici arată că a fost gol. Bineînțeles că a fost gol, s-a văzut clar. Aici se bucură jucătorii. Foarte bine, Yanis Hagi. Un gol în minutul 21 care ne pune pe noi în avantaj. Bineînțeles, ne trebuiesc victorii multe, pentru că avem și înfrângeri foarte multe, înfrângeri consecutive chiar în campionat. Nu uitați de acel live. Și prieteni, îmi pare rău că nu am mai postat așa des, cum v-am obișnuit. N-am postat din cauza timpului, pentru că nu prea am timp, dar vă promit, când o fi să fac acolo abonați mai mulți, o să-mi fac timp și o să postez mereu, mereu. Oricum, eu chiar încerc să mă țin de treaba asta. Și Denis Man rupe plasa cu golul numărul 2, minutul 27. S-ar putea să fie o tiki-taka mică, să mai dăm vreo 2-3 goluri. Haide că am exagerat cu 2-3 goluri. Să mai dăm un gol până la pauză și probabil că minutul 50-60 și o să dăm jump to result. Foarte frumos golul dat de Denis Man aici. A plecat singur cu toată apărarea în spate, Denis Man. Bineînțeles, are un overall foarte bun Denis Man și aici golațul. Nici o șansă, bineînțeles, dată de Denis Man portarului. E foarte bine așa. Aici și noi ne bucurăm. Îl aplaudăm pe Denis Man pentru că a făcut foarte bine ceea ce a făcut. A dat un super golațu. Și să vedem aici cum o să încerce cei de la Benevento să, sau ce o să facă, dacă o să încerce să revină meciul acesta. Oricum, părerea mea este că Benevento nu are nicio șansă în fața noastră și sunt curios dacă Valentin Mihailă va mai avea vreo șansă de gol
până acum, până meciul acesta, Mihail a fost formidabil pe partea lui acolo. Asta nu contează până la urmă, important este victoria și eu cred că o să fie victorie pentru noi. Să vedem aici dacă ajunge Yanis Hagi. Yanis cu dubla, prieteni, minutul 36. Yanis face 3-0, incredibil, jucătorul lui Rangers. De fapt, de acolo l-am adus noi. Și aici își arată adevărata valoare Yanis. Incredibil și pasa lui Denis Man acolo, formidabilă. Și o formalitate până la urmă pentru Yanis Hagi, golul acesta. Boom, boom din partea lui Yanis. Foarte frumos, s-a uitat așa la minge Yanis Hagi. Da, aici Yanis după golul lui. Foarte bine a jucat Yanis Hagi până acum. Să sperăm că o să țină tot așa tot campionatul și o să ne ajute. Oricum, a fost super, super Yanis în meciul acesta, cel puțin până acum, după cum v-am spus. Și hai să vedem dacă Mihail o să reușească și el vreun gol, cine știe. Oricum, cred că la finalul reprizei o să dau skip, adică jump to result. Și îl avem aici iar pe Yanis. Ia să-l vedem pe Yanis dacă merge pe viteză, dacă reușește să facă ceva pe viteză Yanis. Să vedem dacă o să reușească să-i dea pasa lui Denis Man. Nu, din păcate nu. Ia să-l vedem din nou pe Mihailă. Da, șutul lui blocat acolo. Și o să dăm aici jump to result. Jump to result și 3-0. Foarte, foarte bine meciul acesta. Karamoh a fost băgat în locul lui Yanis Hagi și Sprocati în locul lui Poso. Deci hai să vedem, prieteni, cu cine o să avem un meci următor. Prieteni, și se pare că avem împotriva celor de la Inter Milano. Foarte, foarte intens o să fie meciul acesta, sunt sigur. Noi am cam dat un bărci cu Inter, dar să sperăm că de data asta o să batem clar. Da, aici o să trebuiască să-l schimbăm pe Hagi, să vedem pe cine o să băgăm în locul lui. Cred că am să-l bag pe Grassi în locul lui Yanis Hagi și cred că Mihail o să intre din nou în meciul acesta, de data aceasta în locul lui Florinel Coman și în locul lui Poso aici. Asta este problema, să vedem pe cine o să bag în locul lui. Deci o să-l bag pe Sprocati în locul lui Poso și începe prezentarea meciului dintre Parma și Inter. Oricum o să fie un meci foarte, foarte greu, deoarece Inter are echipa care o are, echipa pe care o are de fapt, și noi suntem Parma până la urmă. Dar să sperăm că o să facem o fază bună aici. Chiar mi-aș dori tare, tare mult să facem treaba asta. Așa că haide să înceapă meciul dintre Parma și Inter. Acolo am făcut niște schimbări, le-ați văzut și voi. Asta este, am avut jucătorii obosiți. Oricum trebuie să ne concentrăm la maxim pe meciul acesta și să sperăm măcar la un egal până la urmă, deoarece nu am toți jucătorii în primul 11 și asta cu siguranță o să mă afecteze. Dar nu mă dau eu bătut niciodată. Oricât de bună ar fi echipa, niciodată nu o să mă dau bătut. Păcat că nu a reușit Denis Man să demarce acolo. Și Osorio, da, deocamdată se vede foarte bine meciul acesta. Să vedem dacă o să continue așa. Și golazo cu Hernani, prieteni. Hernani. Hernani reușește golul, primul gol al meciului, minutul 17 pentru Parma și se pare că ne bucurăm destul de mult acolo. Și bineînțeles, aici a fost o fază foarte bine gândită, să zic așa. Și aici golul acesta incredibil. Nu vine să cred că am reușit golul de acolo. Oricum, Hernani este un jucător foarte bun. Are la overall 78. Și asta contează, după cum se vede. Dar destul de mult a evoluat Denis Man. Dacă nu mă înșel, are 79 la overall. Nu am fost atent 100%, dar atât are. Ce a vrut să facă acolo? Da, Verona se pare că este condusă de Cagliari. Oricum, are echipă destul de ok Cagliari. Ați văzut că și noi când am întâlnit-o, wow, ce bar acolo!
și gol. Ne-au egalat cei de la Inter prin Lukaku. Ce fază au făcut cei de la Inter, nu vine să cred. Haideți să revedem golul acesta. Fai de capul meu. Da, și Lukaku acolo. Ionuț Radu, nu știu, a rămas pur și simplu stare de piatră, dacă vă uitați aici. Și bum, Lukaku, golazo. Este, l-am luat, ce mai contează până la urmă, nu? Încercăm să ne revenim. Da, cred că o să-l dau pe Caramou, pentru că nu are viteză și mie nu-mi plac jucătorii care nu au viteză. Dennis Mann mi se pare că are mult mai multă viteză decât Caramou. Probabil că dacă o să-l dau pe o sumă bună de bani, o să cumpăr un alt jucător tânăr, bineînțeles, în locul lui. Îl avem aici pe Sar, niciun fel de emoție pentru jucătorul nostru. Foarte bun Sar. Dar cred eu că o să fie foarte obosit după meciul acesta. Să sperăm că nu o să avem un UEFA Champions League. Să sperăm că o să avem un meci mai ușor. Ca jucătorii să-și poată reveni. Da, acolo, nu știu, s-a împiedicat puțin Caramou. Pierre Aubameyang, foarte bine, foarte bine. Pierre Aubameyang a fost transferat de Inter. Foarte bine pe Zeya acolo. Și Lukaku aproape de golul cu numărul 2. Uitați-vă aici. Deci din nou cu capul Lukaku. Foarte bun, foarte bun acest Lukaku. Se pare că are 5 șuturi. Deci, după cum am spus, foarte, foarte periculos. Spus, nu mă dau bătut pentru nimic în meciul acesta. Haideți să... Da, era bună pasa pentru Mihail acolo, dar s-a terminat prima repriză aici. Am revenit aici cu a doua repriză dintre Parma și Inter. Scorul este 1-1. Minutul 45, să sperăm că o să reușim și noi totuși să mai dăm un gol. Parcă aș vrea să batem totuși în meciul acesta. Inter are jucători foarte buni și rezervele, dacă e să o luăm așa, sunt mai bune decât jucătorii noștri. Dar o să avem iar un meci greu împotriva celor de la Lazio, la Lazio acasă. Deci se pare că numai meciuri grele avem. De asta ne-ar fi trebuit niște rezerve mai bune. Pentru... Nu, aici, Aubameyang ne-a dat gol. Asta o să fie foarte, foarte greu. Revedem aici faza cu Kante, dacă nu mă înșel acolo, și Aubameyang, boom. Deci a fost o formalitate pentru Pierre-Emerick Aubameyang. 5 goluri în seria. Să sperăm totuși că nu o să luăm bătaie. Nu aș vrea să luăm bătaie în meciul ăsta. Măcar un egal, după cum v-am spus. Foarte, foarte ușor trec cei de la Inter prin defensiva noastră. Printre defensiva, nu știu cum să zic. Printre jucători. Hai de aici, Hernani. Nu mă fă de râs, te rog. Și Hernani este eroul meciului de astăzi. Hernani este eroul nostru cu siguranță, Hernani Junior. Foarte, foarte bine acolo, Hernani. Foarte bine, Hernani. Deci nu mă așteptam la Hernani să fie eroul nostru astăzi. O să schimbăm pe Mihail, o să băgăm pe Araki și o să ne uităm aici să vedem ce schimbări am mai putea face. Și acolo este și Gomez, după cum am văzut. Foarte bine, ne-a făcut ziua astăzi, Hernani. Să sperăm că nu o să mai primim niciun gol. Și mai mult de atât, să sperăm că o să batem noi. Până la urmă, de ce nu? Cu toate că n-avem noi toți jucătorii, de fapt, mulți dintre ei nu sunt în teren, dintre titulari, așa că, până la urmă, asta este ce o să fie, o să fie în meciul ăsta. Ne-ar demoraliza de tot o înfrângere aici. Nu! Aubameyang reușește să mai dea un gol în minutul 89, prieteni, și nu știu dacă o să mai revin în meciul ăsta. Da, nu am avut ce să mai facem aici. Foarte bine a dat pasa peste apărătorii noștri. Și nicio șansă. O să încerc o fază repede. Nu cred că o să ajung la poartă, dar încercarea moarte n-are până la urmă. Da. Ăsta e meciul, prieteni, din păcate am luat bătaie, asta este. Încă îmi pare rău, sincer să fiu, pentru meciul acesta. N-am avut jucătorii odihniți și asta a fost cauza. Ne-a bătut cei de la Inter,
nicio problemă până la urmă. Bun, prieteni, se pare că suntem pe locul 8 cu 16 puncte. Din păcate am luat bătaie în meciul contra celor de la Inter. În episodul următor o să avem împotriva celor de la Lazio, să sperăm că o să batem, o să fie un meci foarte, foarte greu, deoarece o să jucăm la Lazio acasă. Bun, prieteni, deci aici o să închid episodul de astăzi, vă mulțumesc tare, tare mult celor ce sunt aproape de mine, celor ce mă încurajează să fac în continuare episoade. Nu uitați, dacă n-ați făcut-o, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Bobby GVC, pentru a fi la curent cu toate noutățile de pe canalul meu. Și stați pe fază pentru că o să urmeze în episodul următor un super match împotriva celor de la Lazio și să sperăm că noi o să ieșim campioni. Campioni, mă rog, e mult spus campioni, că noi o să ieșim învingători din acest match. Și cine știe, s-ar putea să avem și un match în UEFA Champions League, nu știu sigur, dar s-ar putea. De fapt, haide să vedem de acum dacă o să avem. Da, o să avem... două meciuri extraordinar de grele în episodul următor, unul împotriva celor de la Lazio și unul împotriva celor de la Liverpool. Deci stați pe fază și să vedem ce o să facem în următorul meci. Bun, prieteni, deci v-am salutat până data viitoare și nu uitați, stați cu ochii pe canal pentru a vedea super episoade de FIFA 2021. Până data viitoare, v-am pupat. Pa.